Laudats Fiesus Christos. Iubiți frați și surori, Sfântul Evanghelist Marcu, în Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, ne spune că Mântuitorul tocmai plecase din Ierihon și se îndrepta spre finalul călătoriei sale, se îndrepta spre Ierusalim, aproximativ o distanță de 27 de kilometri. Știm că Mântuitorul vorbise deja ucenicilor și mulțimii despre evenimentele care vor avea loc la Ierusalim. Patima, moartea și învierea sa. Este drumul pe care Mântuitorul îl străbate pentru a împlini voința Tatălui. Iată, vin ca să fac voința ta, Dumnezeule. O mulțime, pe lângă ucenici, îl însoțea pe Hristos, pentru că se îndreptau mulți dintre evreii credincioși spre Ierusalim cu ocazia Paștelui, așa cum fiecare evreu credincios obișnuia ca fiecare an să meargă de sărbătoarea Paștelui la Ierusalim. Dar iată că pe acest drum se întâmplă evenimentul pe care ni-l relatează Sfântul Marcu, și anume vindecarea unui orb din naștere, un cerșetor, Bartimeu, fiul lui Timeu. Iată că îi știm și numele. Acesta care, profitând de mulțimea iudeilor în drum spre Ierusalim, profitând și de generozitatea persoanelor pioase care obișnuiau de Paști să facă și acte de caritate, pomană, stătea nu pe drum, ne spune Sfântul Marcu, ci la marginea drumului, așteptând mila credincioșilor, persoanelor pioase care se îndreptau spre Ierusalim. Citind Evanghelia cu atenție și reflectând asupra acestui personaj, Bartimeu, putem constata că viața lui, o viață mizeră, am spune noi, o viață de cerșetor, un om care a fost mereu învățat să privească în jos, să privească spre pământ, să privească eventual pomana care cădea în mantia sa, acest Bartimeu este, înainte de toate, un om de rugăciune. Pentru că, auzind, neavând posibilitatea să vadă, auzind că trece Iisus, înalță acel strigăt rugăciune, Fiul lui David, Iisuse, îndură-te de mine. Și repetă, în ciuda celor care
oarecum încercau să-l oprească, să-l facă să tacă. Fiul lui David, Iisuse, fie-ți milă de mine. Este o rugăciune aceasta, iubiți frați și surori, pentru că Fiul lui David este un titlu pe care Scriptura îl atribuie Mesiei. Este o rugăciune pe care el o repetă cu insistență și am putea spune că și cu credință, nu într-un moment de disperare. Este important, iubiți frați și surori, ca din sufletul nostru să se înalțe astfel de rugăciuni spontane, în care noi să avem această credință că invocându-L pe Fiul lui Dumnezeu ca Mesia, ca Mântuitor, El este alături de noi. Și El este Cel care se oprește și ne cheamă, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Bartimeu. În ciuda celor care încercau să-i înăbușe strigătul, Hristos îl aude și spune, chemați-l. Un om de rugăciune. Și rugăciunea, iubiți frați și surori, rămâne un element important în viața fiecăruia dintre noi. Chiar și aceste strigăte interioare prin care îl invocăm pe Dumnezeu au valoare în fața Domnului, pentru că Domnul se oprește și ascultă, pentru că astfel de strigăte, astfel de rugăciuni pornesc dintr-o inimă profund credincioasă. Om al rugăciunii, dar și om al credinței, recunoaște în persoana lui Iisus din Nazaret, pe care nu-l văzuse, dar îl auzise, recunoaște pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Iată, iubiți frați și surori, cât de important este să avem această disponibilitate de a asculta, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a-L asculta pe Dumnezeu care ne vorbește. Ochii noștri văd puțin. Poate uneori suntem capabili să contemplăm minunățiile naturii și gândul nostru să meargă spre Dumnezeu. Poate uneori suntem capabili să contemplăm lucrările lui Dumnezeu minunate pe care El le face în favoarea oamenilor. Dar eficient este ascultarea glasului lui Dumnezeu. Să știm să ascultăm, pentru că Dumnezeu vorbește. Vorbește nu numai prin cuvântul Său,
Și cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna eficient, dătător de viață, pătrunde, așa cum spune Apostolul, ca o sabie în sufletul nostru. Dar să și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care vorbește prin conștiința noastră, prin acele gânduri bune pe care le primim, care ne sunt insuflate și care uneori poate încercăm să le înăbușim. Chemați-l! Nu este Hristos cel care îl cheamă. Nu este Hristos cel care se oprește și spune Bartimeu, vino la mine, cere ucenicilor săi. Iată, cei care au avut și au o experiență cu Hristos, aceia pot să fie călăuză pentru alții spre Hristos. Și mă gândesc aici, în familie, sau la familie, părinții care au, părinții credincioși, care au o experiență de credință, de trăire în comuniune cu Hristos, persoanele consacrate, preoții, călugării, călugărițele, care își dedică viața ascultării cuvântului lui Dumnezeu, pot să conducă pe alții spre acest moment al întâlnirii cu Hristos, așa cum au făcut apostolii, ucenicii, discipolii lui Hristos care erau prezenți acolo. Ce vrei să fac pentru tine? Îl întreabă Hristos pe Bartimeu. Doamne, Raboni, să-mi recapăt vederea. Mergi, credința ta te-a mântuit. În acel moment, privirea lui Bartimeu, care era mereu îndreptată în jos, se înalță și se întâlnește cu privirea lui Hristos. Și lumina ochilor lui se aprinde pentru că îl întâlnește pe cel care este lumina. Îl întâlnește pe cel care este lumina lumii. Și de aceea îi spune Hristos, credința ta te-a mântuit, pentru că te-ai lăsat iluminat de Cel care este lumina. Evanghelia s-ar putea opri aici. Dar Marcu ne spune că urmează un al treilea pas, care și acesta este surprinzător, și anume faptul că Bartimeu lasă totul și îl urmează pe Hristos, devine ucenic al lui Hristos. Și Marcu exprimă această disponibilitate a omului, a orbului vindecat, prin gestul surprinzător pe care acesta îl face. Își aruncă mantia, mantaua, o aruncă
și-L urmează pe Hristos. Noi știm ce însemna acea mantie în Vechiul Testament, mai ales pentru persoanele sărace. Era singura lor avuție. Își acopereau trupul. Cu ea se acoperea în timpul nopții, ferindu-se de frig. Era toată averea, tot ceea ce posedau. Bartimeu renunță, pentru că renunță la viața lui trecută. Renunță să privească în continuare în jos, spre pământ. Și alege să-L privească pe Hristos. Și această privire spre Hristos înseamnă, în mod concret, a-L urma cu fidelitate. Iată, rugăciune, credință, disponibilitate de a-L urma pe Hristos. Sunt valori, iubiți frați și surori, care și în timpurile noastre sunt transmise înainte de toate în familie. Pentru că să nu uităm ceea ce spuneam și mai înainte, cel care sau cei care îl conduc pe acest orb din naștere la Hristos sunt ucenicii lui Hristos, sunt discipolii Săi. Nu spune Sfântul Marcu ca apostolii, ci discipolii, ucenicii, cei care aveau un raport de comuniune cu Hristos. Știți că astăzi, printr-o liturghie solemnă, se încheie sinodul extraordinar al familiilor, care a avut loc pentru o perioadă de 3 săptămâni la Roma. Episcopi din toată țara au fost prezenți acolo, avându-L în mijlocul lor pe Sfântul Părinte, discutând despre problemele cu care se confruntă societatea, familia în societatea modernă și provocările societății moderne în ceea ce privește familia. Sigur că se lucrează la un raport final. A fost votat ieri, urmând ca Papa să pronunțe ultimul cuvânt. Dar există și acest mesaj că valorile creștine, valorile Evangheliei, rugăciunea, credința și disponibilitatea de a-L urma pe Hristos, prin credință și prin trăire, se nasc înainte de toate în familie. Și familia este chemată în aceste timpuri în care ea, familia, se confruntă cu diferite provocări, este chemată să transmită generațiilor viitoare aceste valori. Sunt valori asupra cărora și noi, fiecare, poate noi care venim duminică de duminică sau zi de zi la Sfânta Liturghie, sunt valori asupra cărora trebuie să reflectăm, să vedem care este raportul nostru de rugăciune, de credință, de disponibilitate în a-L urma și a trăi o viață de comuniune cu Hristos. Lăudat să fie Iisus Hristos! Cred într-un